Avem un Dumnezeu puternic, lăudat să fie numele Lui. Cuvântul Domnului spunea și dreapta ta, versetul 4, să strălucească prin isprăvi minunate. Suntem în această dimineață să observăm, să recunoaștem și să spunem că încă o dată la Betania, dreapta Domnului strălucește. Dreapta Domnului a câștigat biruința. O să-i observați și o să-i vedeți pe candidații de botez și o să puteți recunoaște în această dimineață că în dreptul fiecăruia dintre ei, dreapta Domnului a câștigat biruința. Au fost lupte acerbe, au fost lupte dure. Satan a reușit uneori să-i prindă, alteori a reușit să-i atace. Însă de fiecare dată, cel ce a vegheat cu privirile lui atente peste ei a fost Domnul Iisus Hristos. Și în ceas de sărbătoare la Betania să strigăm din toată inima, glorificat să fie Domnul Iisus! Lăudat să fie numele Lui. O să ne uităm puțin pentru următoarea rugăciune la acest pasaj, Psalmul 45, și să observăm cum vom reuși în viața asta trecătoare, ca niște oameni obișnuiți, să lăsăm ca dreapta Domnului să strălucească. Vedeți, dreapta Domnului oricum strălucește prin natură. Oriunde te uiți și ești atent, poți observa intervenția atentă a lui Dumnezeu. Foarte, foarte profund lucrează Dumnezeu prin natură. Cum se spunea deja de către fratele păstor Vasile Bojor, putem să recunoaștem în această dimineață că peste România dreapta Domnului a fost întinsă. Protecția lui Dumnezeu a fost așezată la granițele României. Să știți că n-am fost atacați de războiul din Rusia, nu pentru că suntem mai buni strategi ca și factor politic sau religios, ci pentru că dreapta lui Dumnezeu strălucește. Duhul Sfânt a strigat și a spus că la granițele României așează Dumnezeu îngeri care învârt săbii învăpăiate să păzească țara aceasta. Aș vrea să ne rugăm ca în continuare România să fie protejată de mâna lui Dumnezeu. Culmea este că mâna cicatrizată a Marelui Rege Iisus Hristos are atâta capacitate încât poate proteja orice suflet, orice grup de oameni, orice familie, orice biserică, orice țară, orice continent, orice mapamond, orice parte a universului. Strigăm din toată inima, lăudat să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul! Lasă dreapta Domnului să strălucească! Ăsta e îndemnul pe care l-am. Cum strălucește dreapta Domnului? În primul rând, prin autoritatea sa. Observați ce spune cuvântul Domnului, săgețile tale sunt ascuțite, sub tine vor cădea popoare și săgețile tale vor străpunge inima vrășmașilor împăratului. Scaunul tău de domnie, Dumnezeule. Când ai zice e tare, e puternic, e invincibil, e prea puțin. Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este veșnic. Lăudat să fie numele Domnului. Toiagul tău de domnie al împărăției tale este un toiac de dreptate. Lăsați-l pe regele să strălucească. Lăsați-i dreapta lui să strălucească. În primul rând va străluci prin autoritatea sa. Dacă mai există frici, stări de panică, de anxietate, de depresie, de gânduri, dacă se întâmplă ceva grav în România, dacă vine războiul, dacă vin o grămadă de vești înfiorătoare, lăsați dreapta Domnului să strălucească. Dumnezeul nostru este invincibil, Dumnezeul nostru este biruitorul, războinic vitează, încinge-ți sabia, podoaba și slava, da slava ta, fii biruitor. Să strigăm la Betania în dimineața asta, biruiască regele, biruiască regele, a biruit regele în viața mea. A biruit regele Domnului Iisus Hristos în viața dumitale. A biruit regele în viața celor care vor veni să se așeze ca și candidați de botez. Și vrem să biruiască regele în dreptul fiecăruia dintre cei prezenți. Dacă încă nu l-ai pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal, este dimineața în care să-i spui regelui: te rog frumos, arată-ți slava ta și în viața mea. Atinge-mă și pe mine, vorbește-mi și mie. Lasă ca puterea Evangheliei tale, a cuvântului tău, Duhul tău care străpunge, care convinge, care eliberează, care conștientizează, să mă atingă și pe mine. Și poporul Domnului să strige amin. Amin, lăudat să fie Domnul. Lăsați dreapta regelui să strălucească. Va străluci prin autoritatea sa. 2. Va străluci prin atotputernicia sa. Vedeți, este o luptă acerbă pentru a fi oamenii puternici, faimoși, pentru a ajunge proeminenți. Și când oamenii se cred puternici, parcă orice forță uneori le scapă printre dege de când bate în ei un virus, când îi atinge o boală. Însă există cineva care nu poate fi învins de boli. Există cineva care poate să dea răspuns la orice cauză.
Există cineva care vindecă orice fel de boală. Există cineva, numele Lui este Iisus Hristos, care mai mult decât toate acestea iartă păcatele. Lăudat să fie numele Lui. Și nu există păcat atât de grosolan pe care sângele Lui Iisus Hristos să nu-și fi pus pecetea promisiunii că te iartă, că te eliberează și te transformă. Dacă îți regreți păcatele, dacă le recunoști și dacă dorești din toată inima să renunți la ele, în sângele Lui Iisus Hristos există iertare. Nu există mai proeminentă această fațada totputerniciei Lui Dumnezeu decât momentul în care iartă păcatele, scoate oameni din șans, eliberează de droguri, de imposibilități, de vicii, de alcool, de tutun, de imoralitate. Sângele Lui Iisus Hristos are putere în dimineața azi. Cine crede ca mine să zică amin. Lăudat să fie Domnul. Atotputernicia Lui Dumnezeu se va arăta prin maniera în care te va atinge în dimineața asta, prin modul în care vei lăsa ca inima ta să fie străpunsă de săgeata Marelui Rege. Săgețile tale nu sunt tocite, nu lovesc hazardos. Săgețile regelui sunt ascuținte și lovesc la țintă. Și la un moment dat, 3.000 de bărbați s-au ridicat în picioare în Fapte 2 și au zis: am rămas străpunși în inimă. Fraților, ce să facem? Și Petru a spus, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu împreună cu toți ceilalți: pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos spre iertarea păcatelor. Apoi, nu atunci, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Lăudat să fie Domnul, binecuvântat să fie regele. Mai există o fațadă a dreptei Lui care strălucește. Este extraordinară. E paradoxal ce face El. Uitați-L cum e prezentat cel mai frumos. Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Harul este turnat pe buzele tale, de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu. Și dintr-o dată, cel mai frumos devine cel mai tare. Probabil că v-a rămas în minte imaginea unor soldați pregătiți pentru război în Ucraina, în țara vecină sau în Rusia. Niciunul nu s-a gândit că soldatul ăla e frumos sau nu. Nu asta contează într-o luptă. Singurul care au altfel de strategie este Domnul Iisus Hristos, care a venit să cucerească inimi prin dragoste. Când era lovit, nu răspundea cu lovituri. Când era batjocorit, nu ironiza pe nimeni. Când i s-a smuls barba, când i-au trântit pumni, când l-au lovit la stâlpul infamiei și au așezat pe spate biciul, l-a îmbibat, s-a îmbinat cu oase, smulgea carne, piele, rămâneau doar oase, pentru că toate oasele lui puteau să fie numărate. Se uita cu drag la dușmani. Și unuia dintre cei mai mari dușmani s-a uitat la el și a zis: adevărat îți spun că azi vei fi cu mine în rai. Bărbatul care n-a avut nicio evanghelizare, bărbatul care n-a participat la niciun mijloc de consiliere, bărbatul care s-a întâlnit doar cu Iisus Hristos. Pentru că biruitorul, războinicul, regele Iisus Hristos are strategia aceasta să-i strălucească faptele și dreapta prin arme atipice. Ne-a cucerit și pe noi. Este dimineața în care ne rememorăm momentul în care am încheiat legământ cu Domnul Iisus Hristos, fiecare dintre noi care suntem botezați. Și putem să recunoaștem că am avut momente după momente în care regele s-a apropiat de noi, în care ne-a zâmbit cu drag, în care atunci când eram în groapa mocirii și-a întins mâna după noi. Cine recunoaște în această dimineață că Dumnezeu s-a întins și după el, să ridice o mână în sus. Lăudat să fie numele Domnului, s-a întins Dumnezeu după noi. Ne-a binecuvântat Dumnezeu, ne-a protejat Dumnezeu, ne-a păzit casele, familiile și locașurile de cult și spunem din toată inima: glorie regelui. Haideți să intrăm în această rugăciune, vă invit să vă ridicați și să proclamăm domnia regelui, să strigăm ca domnia regelui să fie arătată din nou și din nou peste noi, peste casele noastre și în mod special peste candidații de botez, peste familiile lor. Probabil că unii au luptele lor și persoane din anturajul lor nu sunt de acord cu decizia lor personală de a se boteza. Să biruiască regele din nou, să biruiască regele și în casa ta, să biruiască regele și în familia ta, să biruiască regele acolo unde nu mai există nicio șansă de eliberare. O să citim și o cauză. Vă rog să aduceți în rugăciune pe soția mea, Ana, care este la spital cu probleme la sarcină. Domnul să o aducă acasă sănătoasă. De aceea vă rog să vă rugați și pentru cele două colege de salon pe care le are, surori în Domnul. El, Domnul, să lucreze și la cauzele lor. Ne rugăm pentru toate mamele care sunt însărcinate, puterea lui Dumnezeu să le protejeze. Ne rugăm pentru persoanele care sunt în diverse cauze, cu diverse probleme. Sunt și în Biserica Betania mai multe cauze. Ne rugăm ca sângele lui Iisus Hristos să scrie vindecare. Credeți că Domnul poate să vindece și azi?
Nu-i prea frumoasă sărbătoarea să vindece Hristos și să se scrie că în ziua aceasta de botez a fost vindecate suflete și au fost vindecate trupuri. Aleluia lui Iisus Hristos! Intrăm cu toți în rugăciune, cu credință, să chemăm gloria Regelui și slava și dreapta Domnului să fie biruitoare. Iar la finalul acestei rugăciuni comune, rog pe fratele presbiter Pribeg Gheorghe, care îl sosește pe fratele păstor Pavel Iștipei, să rostească o rugăciune de binecuvântare în continuare cu voce tare. Ne rugăm cu toți acum. Glorie ție, Doamne, glorie în numele Tău. Dimineața aceasta, mulțumim pentru harul Tău, mulțumim pentru călăuzirea Ta din cer, mulțumesc pentru marea Ta binecuvântare,